puteți să creșteți? Sau puteți să vă opriți? Asta nu ține de nimeni. Și numai de voi. De ajutat vă ajută cel. Corect. Dar dacă nu există și în voi disponibilitatea de a face, de a lucra, de a ajuta, nu o să vă împingă nimeni de la spate. Bun. O să facem un fel următor. O să vă spun circa două ore de ce cred eu că e Reiki important și o să vă spun și de ce fac asta. Și după aceea facem inițiere. Facem așa pentru că astăzi, v-am zis, e o zi specială pentru mine. Astăzi împlinesc eu 10 ani de când predau Reiki. E mult, e puțin. N-aș putea să vă spun. Pot să vă spun doar că am crescut un pic de atunci, de la primele mele inițieri. Și am văzut oameni crescând. Am văzut oameni schimbându-se. Și în bine și în rău. Am văzut lucruri transformându-se. Am experimentat. Am făcut și bune și rele. Sper că nu va fi acuzare eu pentru relele pe care le-am făcut eu. Până la urmă n-are. Nu e de vină Hristos pentru ce fac preoții lui, nu? Reiki e bun. Și pentru că, hai să zicem, activitatea mea ca maestru Reiki a început acum 10 ani, într-o zi de 15 august, m-am gândit să fac acest curs astăzi. Și o să urmă așa un pic. Spuneam la un moment dat și nu mi-e teamă să mă repet, că în ebraică Duhul Sfânt este de gen feminin. Și atunci, să știți că lumina este de gen feminin. Reiki vine de la, din japoneză, da? Omagiu luminii. Dacă ar fi să o luăm așa, ar fi omagiu Duhului Sfânt. Omagiu luminii. De ce e important? E important ca să înțelegeți. Să înțelegeți că tot ce înseamnă Universul ăsta, tot ce există în Universul ăsta, este făcut de la și prin lumina Duhului Sfânt. Și că nimeni nu poate să-și asume dreptul sau meritul de a spune că lumina e Lui. În afară de unul singur. Și ăla e Dumnezeu. Lumina asta exista înainte să existe Universul. Lumina asta exista înainte să existe orice. Și lumina asta a fost făcute toate. Și îngeri, și demoni, și noi, oameni. Și atunci, dacă și când o să înțelegeți voi importanța luminii, o să știți să lucrați cu ea. Suntem departe de a înțelege lumină, vreau să vă spun. Suntem departe de a înțelege întuneric. Suntem departe de a înțelege tot. Dar să știți că la ora actuală se studiază din greu. Și când mă refer la asta, mă refer inclusiv la experimentarea fizică care se fac apropo de particula lui Dumnezeu. Oamenii de știință au înțeles că dincolo de ceea ce vedem noi, există altceva. Că materia nu e materie. Că materia nu există. Că materia este o aglomerare de energie. Sub diversele aspecte. Și că, în realitate, totul, absolut totul, e lumină. Și pentru că toți suntem aici, aș vrea să vă feresc de o greșeală pe care eu am încercat, adică pe care eu am făcut-o. Dar eu am făcut-o din ignoranță și pentru că nu am avut cine să-mi spună. Și anume, lumea este așa cum este pentru că așa trebuie să fie.
Voi știți ce vrem să facem noi? Când vrem să îmbunătățim lumea? E ca și cum ai lua o piesă de Shakespeare. Ai avea exact cum este scena și tot scenariul și ai vrea să schimbi totul. Pentru că ție nu-ți place. Lumea este așa cum este pentru că așa o îngăduie Dumnezeu și așa o face Dumnezeu. În lumea asta, bună, rea, cu săraci, cu bogați, cu bolnavi, cu oameni fericiți, cu oameni nefericiți, cu vedete, cu anonimi. Ne este îngăduit să trăim tocmai pentru că avem ceva de învățat. Fiecare de la nivelul lui are ceva de învățat. Eu, după care face că am trecut prin toate păturile sociale. De la cei mai primitivi oameni din lumea interlopă și până la sfinții în viață. Și mă întrebam ce caut eu prin zonă. Și la un moment dat mi-am dat seama că eu sunt observator. Că eu observ lumea. Și că menirea mea este să înțeleg de ce funcționează lumea așa și care-i scopul ei. Și ca să fiu, să o prezint printr-o metaforă, voi sunteți foarte supărați că România este cum este, corect? Vă supără politicul, vă supără fotbalul, vă supără tot. Da? E adevărat? Nu toți. Da. Haideți să vă spun ceva. Aveți o mlaștină, da? O mlaștină pe care cresc nufe. În mlaștină asta sunt și șerpi, sunt și fieri, sunt și gândaci. E de toate. Da? Dar mlaștină asta, la un moment dat, naștere nufeilor. Și atunci, dacă ați asana mlaștină ca să stârpiți șerpi, fieri, gândaci și alte muluște, ați mai avea nufei? Nu. Vă place că aveți un Iustin Bârvu? Da? Vă place că aveți un Arsenie Boca? Vă place că aveți un Arsenie Papacio? Un Teofil de la Sâmbăta? Vă place, nu? Ei, ăștia n-ar exista fără mlaștină. Și atunci, în loc să fiți supărați că trăiți într-o mlaștină, mai bine ați încercat să deveniți nufe. Asta depinde de voi. Oricum, spun ca unul care poate că are mai multă cunoaștere și mai multă putere decât voi. N-aveți nicio șansă să asanați mlaștina. Dar, stă în latitudinea voastră, deci renunțați la asta, că nu reușiți. Au încercat alții înaintea voastră și nu au putut. Și pe asta pentru că simplu motiv că Dumnezeu nu îngăduie asta. Și atunci singura voastră opțiune, dacă vreți să faceți ceva în lumea asta, este să vă transformați în viermi în nufe. Nu vreau să fiu rău. Dar asta este singura noastră opțiune. Nu e nici din păcate, nici nu. Pur și simplu, este. Nu aveți decât să vă gândiți la asta. Și o să vedeți că sunteți aici. O parte de oameni. Măi, dar nu sunteți tot București. Și nici toată România. Și atunci, dintre voi să se selecteze din ce în ce. Mai puțin. Cine face selecția asta? Voi. Aveam o pacientă și, mă rog, mă ocupam de tratare. Și la un moment dat, nu prea asculta ea, avea orgoliu. Cât casă. Și la un moment dat, recomand internat. Și colegii mei de la spital, nu, s-a de fund, sus, punct. Să recomanzi internarea unui pacient. Deci, de ce nu te ocupi de el tu? Și eu le-am spus. Copila lui Buddha. Care spune, la un moment dat, este întrebat. Dom'le, dacă tu ești un iluminat, de ce nu toți cei care vin la tine ajung la iluminare? Și Buddha spune. Păi zice, eu arăt. Asta e calea. Dar dacă pe calea asta tu găsești un magazin cu reduceri la gentuțe sau mai pe dreapta altceva și mai pe stânga o tarabă cu mici și mai pe dreapta și te oprești, cine-i de bine? Eu ți-am arătat calea.
Același lucru face mai târziu Hristos. El arată calea. Mai că noi ne împiedicăm pe parcurs. Și împiedicarea asta pe parcurs se numesc atașamente. Și împiedicarea asta pe parcurs se numesc scheme de gândire. Și complexe, și frustrări, și frici, și angoase, și ce vreți voi. Toate astea vă împiedică. Și atunci, îmi pare rău, dar nu e nici Buddha, nici Hristos de vină, nici măcar eu. Nu mai căutați vinovați de serviciu. Că nu e nimeni vinovat de faptul că la un moment dat vă plafonați. Că la un moment dat vă opriți. N-are importanță cine ce vă face. Că-i soț, că-i maestru, că-i soție, că-i copil, că-i ce vreți voi. N-are importanță. Important e să nu vă opriți din calea voastră. Da, nu să pun. Da, lasă-l pe punem la... La cum facem... Bun, revenim la Reiki. Să știți că Reiki... Eu am avut timp să mă gândesc. Și am avut la concluzia că Reiki este cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a făcut oamenilor. Și este mai frumos decât creștinismul. Și o să vă spun și de ce. Pentru că dacă creștinismul se presupune, este, se adresează doar celor care devin creștini sau care cred în Hristos. Reiki nu-și cere nimic. Vrei să ai acces la energie? N-a la tată. Vrei să te vindești? N-a la tată. Nici măcar nu trebuie să fii credincios. Reiki se adresează inclusiv ateilor. Și știți de ce este frumos? Pentru că exact ca și medicina alopată, care este inspirată tot de Dumnezeu, Reiki-ul ajută fără să ai vreodată conștiința faptului, că prin el te ajută de fapt Dumnezeu. Corect? M-a zis cineva, Dumnezeu, nu, stai un pic că nu crezi. Dacă te duci la anestezie și îți măsoară, ai bufeu mic, CT-ul tău nu-i bun, nu ți poți, nu mănânci carne, tu nu ești bun. La revedere. Reiki-ul nu o să facă niciodată așa ceva. Eu nu am intenție să denigrez într-un fel vreo altă credință religioasă. Și o să vedeți că toți cei care sunt practicanți ortodoxi evoluează mai repede decât dacă faci doar Reiki. Orice alt practicant de altă știință spirituală va evolua mai repede. De ce? Pentru simplu fapt că Reiki-ul potențează orice faci. Și invers, se potențează reciproc. O să vedeți că simpla participare la anumite slujbe religioase ortodoxe îți amplifică și îți deschid și amplifică canalele de energie. Și atunci, orice se face în ortodoxie, este binevenit. Eu când am descoperit Reiki-ul, venem din mănăstire. Făceam exorcizări, să știți că... N-aș putea spune că aveam orgoliu foarte mare, dar aveam o conștiință de sine destul de bine dezvoltată. E, în momentul în care am observat că există oameni care au acces la lumină și care pot să facă un pic mai mult decât mine, mi s-au cam încurcat neuronii. În mănăstire mi-am dat seama că există o limită. O limită în cunoaștere. De ce? Pentru că participam la exorcizări, dar erau oameni care nu aveau leac din moritele Sfântului Vasile cel Mare. Care nu erau posedați și totuși erau bolnavi. Și nu înțelegeam de ce. Dacă toate boile sunt date prin Duhuri, de ce nu se vindecau? Dacă se spuneau și se citeau moritele. La rândul meu am trimis oameni la exorcizare. Nu se aude? Deloc. Doamne, să stau gândit. Am trimis oameni la exorcizare.
Și răspunsul a fost în felul următor. Mă rog, mai aveam și eu colaborări cu diverse mănăstiri. Și mi se transmite de către călugării de acolo. Domnul doctor. Dacă era demonieșat de mult. Așa că tot adevărul. Și a trebuit să fac medicina, să descoper că există și bolile genetice. Și că programele nu au nimic de a face cu dracu. Că un program e un program. Știți, un program pe calculator nu înseamnă că e de la altul. E un program negativ. Perfect. Dar toate care este scris acolo de Dumnezeu. Și atunci descoper că mai sunt și bolile genetice. Dar până și aici, Reiki-ul poate și are succes. Pentru că o să vedeți că lumina asta care vine de la Duhul Sfânt are capacitatea de a reface și îmbunătăți genomul uman. Exact inversul principiului bombei atomice care, mă rog, produce boli genetice, mă refer la radiații. Lumina are capacitatea de a schimba genomul. Din punctul ăsta de vedere, să știți că poporul român e un popor binecuvântat. Și din punct de vedere genetic, noi suntem un popor genetic bun. Să știți. Și să știți că motivul pentru care ne vor alte țări, nu e pentru că suntem noi niște minunați și vai ce mori dragul României. Ci pentru că consanguinizarea lor și faptul că nu au lumină și credința pe care are acest popor, i-a făcut la un moment dat să înțeleagă că avem nevoie de indivizi sănătoși. Genetic. Și, în general, oamenii cu valori bune și cu lumină interioară mare au, implicit, și genul mai bun. Și așa ați apărut pe loteria vizelor. Vă trimiteți câte o poză de 6 luni? Da? E cineva acolo care se uită, ăsta are, ăsta n-are, ăsta e bun, ăsta nu e bun. Pentru că să știți că pe o poză poți să-ți dai seama de orice boală genetică unui om. Se poate scana tot. Și mai ales dacă e de 6 luni. Și uite așa, alții își refac genomul prin intermediul vostru. Eu n-am nimic împotrivă. E foarte bine. Dar încercam să vă explic această lumină pe care poporul ăsta român a primit-o prin Hristos de mii de ani, face să fim un popor special. Și mai e o chestie. În funcție de genul, în funcție de genă, se nasc spirite. Deci, automat, dacă ai gena bună, se atrag spiritele bune. Și au înțeles și asta vecinii noștri mai mari. Că au început să studieze unde apar cei mai mulți criminali în serie? În Statele Unite. Nu. Foarte simplu. Păi au purtat cele mai multe războaie. În afara țării. Nu trebuia să plătească cumva? Poate. Și asta e o formă de fapt. Ei își au creat singuri proprii monștri. Și ne creăm și pe noi, da? Că nu degeaba. Și o mare unii copii cu drujbe. Dacă apar filme la televizor cu așa ceva, ei au să intre la nivel de subconștient și să manifeste printr-o conștiință mai slabă. De asta e o mare problemă, să creezi ceva negativ. Pentru că există șansa să iasă o suprafață pe undeva. Și porți răspunderea acelui lucru. Bun. Reiki-ul a ajuns la noi relativ recent. Prin 85, prima oară. Ca tehnică radiantă și după 89 ca maestri Reiki. Și s-a dezvoltat foarte mult. De ce? Foarte simplu. Pentru că noi sunt foarte mulți oameni care sunt senzitivi. Ei simt. Simt bine. Simt transformare. Simt când cineva are ceva în plus. Și automat, când simți că cineva are ceva de care tu ai nevoie, te duci și ție, corect? Nici nu știi când ți-ai luat. Pentru că asta se întâmplă de la sine la un moment dat. Tocmai pentru că avem o relație cu lumina, s-a permis această transformare. Știți, până la urmă, modul cum a evoluat creștinismul a determinat apariția Reiki-ului.
Păi de ce? Foarte simplu. Pentru că voi, oameni, nu au acces la lumină prin ortodoxie, sau cel puțin nu știu ei, voi aveți toți. Nu știți. Și credeam că nu știți că aveți acces la lumină prin ortodoxie, pentru că sunt preoții rei și nu vor să vă zic. În realitate, nici ei nu mai știu. Și știți când m-am convins de asta? Când am văzut o băbuță care nu știa decât Tatăl nostru că era analfabetă. Deschizând cerurile până la nivelul 10. Tuf. Și atunci am realizat că noi nu suntem învățați, de fapt, ceea ce a adus Hristos. Faptul că putem accesa oricând cerurile. Pentru că suntem botezați. Și pentru că avem acces la cruce. Și pentru că nu cred că e unul care să nu știe Tatăl nostru. Și că Tatăl nostru ăsta conectează la cel 10. Dar pentru că, mă rog, între timp, în ăștia 2000 de ani, s-a pierdut vindecarea, terapia prin punerea palmelor, terapia cristică. A fost necesară apariția Reiki-ului. De ce în Japonia? Foarte simplu. Japonezii au o foarte mare calitate. Ia orice lucru și îl perfecționez. Ajung la sintetă. Ajung la esență. Așa sunt ei, ca nație. Dacă îi dai un aparat, el o să ți-l facă din ce în ce mai mic. Și din ce în ce mai performant. Așa sunt ei. Dacă apărea în România, și ce se întâmpla dacă se descoperea Reiki în România, devenea o taină. A, nu știu cât. Pentru că noi avem un mare talent de a ascunde lucrurile bune. Noi nu înțelegem, deci noi nu înțelegem pildele, nici măcar pildele creștine. Deci, pilda creștină, conform care, tu dacă ai descoperit o comoară, nu o iei și o te duci un groc în fundul grădinii. Da, corect. E în tine acolo. Nu ți-o ia nimeni. Ba da, mai e un citat acolo care spune ai ascuns lumina sub obroc? Deci tot ce ține de cunoaștere, tot ce ține de lumină, trebuie răspândit, nu ascuns. Comoara e una, credința la lumea, dar lumina și cunoașterea sunt cu totul altceva. Și aici e trebuit să dădeam eu exemplu dialogul unui prieten de-al meu, preot, Doamne, Doamne. Și preotul ăsta zicea, eu sunt, mă rog, mult mai uman. Mă rog, am avut o etapă mult mai umană. Care s-a dus, dar... Și ăsta spune, zice, Doamne, zice, dar de ce Dragoș? Adică în sensul Dragoș, care e un păcătos, care e prea uman, care... Și la care Dumnezeu i-a zis chiar așa. Zice, dar vă dădeam o transformație în taină. Cunoaște. Așa că eu nu fac decât să fiu răspândac. Răspândesc cunoașterea. Și am dat concluzia următoare. Cea mai bună. Dom'le, dacă vrei să ascunzi adevărul, scrii. Și îl pui pe tarabă. Nu-l interesează pe nimeni. Dă-i acolo. Vorbesc foarte serios. Și știți cum am descoperit asta? E un inițiat pe care îl cheamă Eli Fazley. Evident că rezonez cu el, pentru că e preot catolic excomunicat, nu? Deci nu putea să fie decât excomunicat. Și ăsta a zis un lucru foarte drăguț. Adevărul rămâne ascuns în fața celor răi și a celor proști. Bun. Și atunci poți să-l scrii liniștit. Ce vreau să spun cu asta? Măi, la ora actuală, aveți în cărți, și nu ale mele, în cărțile din jur, tot ce aveți nevoie ca să urcați, tot ce aveți nevoie ca să evoluați, tot ce aveți nevoie ca să ajungeți în ultim cer. Și în rest depinde de voi. Practica voastră, terapia, autotratamentul, țin de voi. Există un lucru de care aveți nevoie și asta este un pic de rutină.
rutină de a face bine. Rutina de a face bine presupune rugăciune, rutina de a face bine presupune post, asta se regăsește și în Reiki. Rutina de a face bine înseamnă să ai grijă și de alții. Rutina de a face bine înseamnă să și citești și să și studiezi. Rutina de a face bine înseamnă să mergi și la un seminar și la un curs. Ca să mai afli câte ceva. Dacă în fiecare zi afli ceva nou, evident că la sfârșitul anului vei fi cu mult mai îmbunătățit. Mă uitam aseară la pelerinajul de la Mănăstirea Nicula. E foarte frumos că fac asta pentru Maica. Dar să știți că acolo e foarte multă ignoranță. Relația cu Maica poți să ai acasă. Și vreau să spun ceva. Toți cei care se duc acolo în pelerinaj, înseamnă că, de fapt, n-au găsit-o. Deci e certitudine. Și asta nu o spun eu, am spus-o mulți. În momentul în care cauți și te duci, îi vezi pe ăștia. Acum unde te duci? În Tibet. Acum unde te duci? La Mormântul Sfânt. Acum unde te duci? La nu știu unde. Înseamnă că, de fapt, n-ai găsit. Asta vă spun despre voi. Că n-ați găsit. În momentul în care o să găsiți, o să stați pe fundul vostru. Eu nu vă spun să nu vă duceți. Duceți-vă până găsiți. Că mergând, și am mers. Să nu credeți că eu sunt vreun. Și eu am trecut prin aceleași fază. Și eu am trecut prin aceleași căutări. Nu sunt altele. Dar vă spun că în momentul în care o să găsiți, o să veniți la mine sau la altul doar ca să vă confirme ceva. Nu din alte considerente. Reiki o să vă ajute din punctul ăsta de vedere. De ce? Accesul la lumină îți dă acces. Lumina înseamnă și adevăr. Lumina înseamnă și capacitatea de a discerne binele de rău. Inițierile Reiki vă dau acces și la lumină. Din păcate voi, din păcate, în poporul ăsta român, din cauza sistemului sub care funcționează Ortodoxia, voi aveți voi la un înger păzitor, nu prin botez. A, doar dacă vă călugăiți, mai aveți voi la 7. A, doar dacă deveniți preoți, aveți voi la 1500. Uf, și deodată sar femeile din schemă, că ele, la revedere. A, dacă faceți măicuțe, poate primi și voi niște îngeri. Dar tot vă opriți la nivelul de stareț. Și ăsta era oful Maicii Veronica. Maica Veronica avea DH-ul 98 în liturghie când trăia. Când trăia. Și am stat de vorbă cu ea. Și m-am întrebat-o, care-i supărarea? Și mi-a zis, supărarea mea cea mai mare este că eu nu pot să fiu decât Maica stareță. De ce? Pentru că la un sinod, Sfântul Vasile cel Mare se hotărăște să scoată Maica, femeile din altar. Și automat s-a restrâns aria de evoluția Doamnelor. Evident că din punct de vedere divin este greșit. Pentru că Dumnezeu nu e Tatăl. Sau, mai exact, nu este numai Tatăl. Dumnezeu care este a toate cuprinzător, nu poate să fie de gen masculin. Dumnezeu le are pe toate. Și. Și atunci principiul feminin divin este cuprins în Dumnezeu. Și atunci nu poate să existe o slujbă fără să existe și principiul feminin acolo. Evident că să iese, există o găselniță. Știți care e găselnița asta? Una dintre tainele Ortodoxiei. Preoții căsătoriți. Ei sunt căsătoriți. Fiind căsătoriți, ce au? Femeie. Numai că corpul femeii stă acasă. Dar ea e cu trei ca popa în altar.
nu sunt legați prin taina căsătoriei. Și atunci, nu au același supra conștient aceeași, se unesc lucrurile superioare. Deci, automat, preoția ortodoxă, când fac Sfintele Taine, cuprind și principiul feminin. Și cu ocazia asta m-ai învățat și voi cum e ortodoxia asta. Evident, mai puteți să primiți ghizi pe aici, prin ortodoxie, pe la botezuri, pe la nunți, când nășiți, când nășiți copii, când nășiți cupluri, se primeți darul de sus, pentru că e sărbătoare în cer. Dar tot nu este suficient ca să îmbolnăți. Ce aduce bun reichiul? Și asta pot să vă spun. Ghizi. Inițieri să primesc ghizi. Îngeri. De fapt, nu sunt numai îngeri. Sunt și spirite care ajută oamenii, pentru că ajutând oamenii, evoluează la rândul lor. Să nu credeți că evoluția spirituală se oprește la moarte. Și poate că e bine să studiați fenomenul ăsta și după. Adică, și ce se întâmplă după moarte? Evoluția spirituală continuă. Și atunci sunt spirite care rămân și ajută oamenii. Sunt spirite care, mă rog, se duc la odihnă. Asta în funcție de nevoile și voința divină. Și acești ghizi pe care îi primiți la iniție sunt cei care vă ajută în evoluția voastră spirituală. Evident. Depinde de voi să-i ascultați. Depinde de voi să urmați. Nimeni nu vă poate obliga să faceți ce vrea Dumnezeu. Dar dacă este să vă dau un sfat, din experiența mea. Cel mai important lucru în evoluția spirituală nu e nici curățenia, nici rugăciunea, nici postul, și ascultarea necondiționată. Ascultarea necondiționată de către Dumnezeu, de Dumnezeu și implicit la început de Îngerul Păzitor și după aceea, pe măsură ce evoluați de Mântuitorul, face să evoluați cel mai rapid. De ce? Pentru că noi suntem impuri. Suntem avem defectele noastre, problemele noastre. Calea voastră spirituală vă duce pe acolo pe unde aveți voi de rezolvat o problemă. Așa că fiecare o să aveți calea voastră spirituală, care nu este aceeași cu a mea și în niciun caz cu a lui Hristos. Fiecare dintre voi aveți drumul vostru. Iar ceea ce se întâmplă în calea voastră spirituală este îngăduit special ca să vă schimbați voi și cei din jurul vostru. Noi suntem într-un teatru. În niște relații. În acest teatru, fiecare are lecția lui de luat. Dar depinde de mine să mi le iau. Nu de cel din jurul meu. Și nu de cel de lângă mine. Lecțiile mele sunt ale mele. Chiar dacă sunt date de cel de lângă care sunt. Sau prin cer lângă care sunt. Așa că, înainte să acuzați părinții voștri, pe cine știe ce v-au făcut, soții, soțiile și pe alții, uitați-vă ce aveți voi de învățat din treaba asta. Și atunci veți ști ce aveți de îndreptat. Ideea este că cel care crește mai repede e cel care își dă seama mai repede ce se întâmplă. Vă dați seama mai repede, treceți la level 2. E ca, să știți că lumea asta este făcută exact ca jocurile de calculator. Exact la fel. Și pe măsură ce evoluezi, treci la nivelul următor. Și pe măsură ce evoluezi, treci la nivelul următor. Dacă ceva n-ai înțeles ca lumea, trebuie să te întorci la nivelul 1. Și să-ți iei lecția de acolo. Evident că nu-i drăguț.
căderile, așa zisele căderi spre urcare din Ortodoxie, sunt îngăduite de Dumnezeu special ca să-ți iei de pe drum ceea ce ai pierdut. Ceea ce nu ți-ai luat. Nu e nimeni în măsură să vă judece căderile voastre. Sau ale altcuiva. Și vă spun și de ce. Pentru că nimeni n-a avut viața voastră. Și eu nu sunt în măsură să vă judec viața sau altceva. Dar depinde de voi să vi-l analizați singur. În Reiki totul se bazează pe ajutorul ghizilor. Pe intuiție. Intuiția este dată de Îngerul Păzitor. Intuiția e dată de Îngeri. Da? De ghizii pe care îi primim în inițiere. Și atunci e foarte important ca în evoluția voastră să aveți și nu se aude. Am înțeles. Ca în intuiția voastră să aveți, adică în viața voastră să aveți mare atenție la ceea ce vi se spune, vi se comunică, sub o formă sau alta. Dom'le, când nu înțelegi, vă spun eu, cum sunt eu, am stat o noapte și m-am certat. O noapte întreagă. Așa că pot să vă spun că nu te uită. Trage de urechi. Când greșești. Un singur amendament. Să aibă putere. Din când în când să primească putere. În Reiki, puterea ghizilor voștri, Îngerul Păzitor, se dă la fel prin tot ce se face în Ortodoxie. Tot prin rugăciune, tot prin post, tot prin pelerinaje, tot prin arsenie boca, tot prin liturghie, tot prin tot ce faceți voi. Prin posturi, etc. Sincer, eu am avut un duhovnic care era mai dur. Și duhovnicul ăsta meu a zis că ținea post negru 40 de zile de Paște. Și eu mă chineam cu postul, cu paste și cartofi. Și el îmi spunea ăla e post de copii, drăguși. Adevăratul post e postul negru. Și vreau să vă spun că nu o să găsiți niciodată post în Biblie cu soia, lapte de soia și fermuri de soia. Așa că dacă se pune problema postului, ăla e negru. Ăla este cu adevărat post. Eu n-am nimic împotriva postului ortodox. Dar eu recunosc că astea sunt posturi de copii. Dacă vreți să postiți cu adevărat, tăiete. Frate. Dacă vreți să fiți mai catolici decât papa, țineți post de apă. Dacă aveți voi. Ceea ce trebuie să înțelegeți voi este că până și postul trebuie făcut cu acord divin. Mie mi-e drag de aia care postez doar ca să obțină ce vor ei. Deci țin post negru până când nu mai pot, că vor ei într-un anume fel. E o chestie care mi-e drag să o dau de la Părinte la Gatul, vine un tip, zice, Părinte, vine cu o poză. Îl vreau pe bărbatul ăsta, de soț. Părintele să-i dea, zice, da, dar zice, ăsta te-a cam bate. Părintele să mă bată dimineața la prânz și seara, tot pe ăsta îl vreau. Și se căsătorește. Și vine după aia, Părinte, desparte. Dar de ce? Păi mă cam bate. Dimineața la prânz și seara. Și atunci, e foarte important ce vreți voi. Corect. M-a dat adăugați ca și Mântuitorul cu voia lui Dumnezeu spre binele vostru suprem. Că știe El mai bine ce aveți nevoie. Noi nu știm care e binele nostru. Eu. A, deja nu se duce la radiouri. Bun. Dar puține lume știe că mi-am luat carnetul la 37 de ani și că n-am vrut să-mi iau carnetul. Și că mă trezea Îngerul Păzitor, vino să-ți iei carnetul. Nu vreau. Dă-ți de carnet. Nu vreau. Mi-e frică. Dă-ți carnetul. Nu vreau. Până la urmă mi-am dat carnetul.
și la primul meu radio făcea, hai Dragoș, dă-i drumul, hai că te ajută tot cerul, mergi. Mi s-a spus la prima mea cursă de la Brașov, că mai încet nu se putea merge pe poiană. Că mi-era frică. Frica de moarte. Dumnezeu te duce în locurile respective, de ce? Tocmai ca să-ți depășești anumite frici. Oi, mă rog, eu murisem într-un accident de mașină, în altă viață, și aveam o frică îngrozitoare să nu mor ars. Evident că am luat foc și cu mașina de raliu, am văzut cum e, mi-a trecut. Asta se numește expunerea la stimul în psihologie și câteodată trebuie să treci prin așa ceva ca să înțelegi. Că dacă e să mor, mor, dacă nu e, nu mor. Și o să ajungeți cine știe pe unde. Ca să învățați. Aveți calea voastră. Nu vă mai preocupați de, de căile altora. Știți? Ca și cu Eminescu. Toată lumea vrea să fie Eminescu, dar nimeni nu vrea viața lui Eminescu. Nu poți. Când iei calul, iei și naravul. Bun. Reichiul o să vă ajute să vă descoperiți bubele. Dar nu o să vină nici Maica, nici Sfinții, nici Dumnezeu, nici nimeni să vă scoate propriile voastre defecte. Vi le scoate la suprafață, corect. Se le scoate, știu cum, ca pe coșurile de pe față, în oglindă. Dar depinde de tine să te schimbi. Nu așteptați. În altă linie de idei, noi avem o scară inversată a lucrurilor și a greșeilor. Deci noi avem o scară inversată a greșeilor. Da? Pentru noi, domnule, ai fost la biserică, ești bine. Domnule, nu e important dacă mai invidiezi, nu e important dacă mai bârfești, nu e important dacă mai... Nu. Ai fost, ești ok. Nu asta e important. Deci, caracteristicile spiritului se schimbă prin proprie voință. Eu recomand la toți cei care fac Reiki la un moment dat să facă psihoterapie. Analiză personală. De ce? Păi foarte simplu. Cum poți să-ți dai seama ce ai de schimbat dacă nu-ți dai seama ce defecte ai? Eu recomand tuturor, pentru că e compatibil cu orice. Eu recomand tuturor să facă radiestezie. De ce? Păi sunt niște parametri acolo. Cum e bunul, simți. Băi, vreau să spun ceva. Că dacă măsori cum e parametrul, cam cum e cu bunul simț sau validatea, vă ia cu jale. Și mulți alții. Sunt niște parametri pe care, dacă nu îi verifici, nu ai cum să-ți dai seama că ești varză. Și chiar dacă îți dai seama. Nu faci nimic, e mai comod. Dar, în momentul în care e tocat, hai că la primele grade, 1, 2, 3, nu e mai nimic, pentru că este altceva. Dom'le, dar la maestri, odată cel ce ați devenit maestri, asta mă ține? Încerc mai mult decât să mă ridic cu roțile în sus. Deci, dar la maestri, în momentul în care ești maestru, maestru înseamnă, am ales să fac voia luminii, oricare ar fi ea. Bă, oricare. Eu nu știu dacă înțelegeți oricare. Hai că pe cruce nu mai ajungeți, că s-a sistat treaba asta. S-a oprit. Dar sunt altele. O cruce poate să fie orice. O căsnicie, o relație, o profesie. Orice poate să fie o cruce. Și depinde de voi să o duceți. În altă linie de idei. Bă, nu văd pe nimeni înghesuindu-se să predea.
Nu e înghesuială foarte mare. Pentru că e mai ușor să mergi la clasă. Corect? E mai ușor să te ducă altcineva. Și e foarte greu să ai grijă de alții. Da. Înțelegeți? Așa că, să știți că e loc destul. Îmi spunea, eu am făcut primele mele inițieri cu Stenko, pe care îl stimez foarte mult de altfel. Și mi-a zis, la un moment dat, știi câți mai șerechi ar fi nevoie în București ca să fie așa mai liniște? Câți? Vreo 1000. Bă, da, când se referea la 1000, se referea la maestri buni, nu ca o diplomă. Când se referea la 1000, se referea la faptul că, pe vremea când cunoșteam eu pe Stenko, avea un câmp de... avea cabinetul la Policlinica Titan, la câmpul lui, simțeai de la intersecție, de la, nu mai știu cum se cheamă, intersecție mare, mai gol. Și atunci e foarte important să fii bun în ceea ce faci. Că încurcă lume, e destui. Puteți să alegeți calea Reiki pentru voi. N-are nimeni împotrivă. Puteți să alegeți calea Reiki pentru alții. Foarte bine. Puteți să alegeți calea Reiki ca să evoluați din punct de vedere spiritual. Perfect. Pe măsură ce o să învățați, automat o să aveți grijă și de alții. Dar asta ține un pic și de voi. De ce vreți voi să faceți pe calea asta? În altă linie de idei, aplicațiile Reiki-ului, deci, sunt nenumărate. Dar ceva jos? De la terapie, că e terapie energetică, că e masaj, că e psihoterapie, că e acupunctură. Nu pot să le combat? Deci tot ce ține de terapie este amplificat și ajutat de Reiki. De ce? Pentru simplu motiv că prin Reiki acționează ghizi. Sunt îngeri specializați în terapie. Nu vor mai fi efectiv greșiți prin Reiki. Poți să greșești cu cunoaștere. Corect. Dar sunteți departe până la nivelul ăsta de a face tâmpenii mari. Nu vă mai fie teamă că puteți să faceți rău dacă n-ai intenția să faci rău. Nu există. Da? Pentru că asta e avantajul Reiki-ului. Nu faci tu. Fac entitățile de lumină venite să te ajute. Evident că există oameni care cresc. E evident că fiecare om, la un moment dat, poate să-și aleagă și la un moment dat să aleagă prost. Evident că să aleagă prost, pot să aleagă inclusiv maestri. Și îngerii au căzut. Da? Deci orice se poate schimba. Să nu credeți că e cineva care nu mai are, eu știu, hai să le spunem, deși nu prea îmi place ispite. Încercări pe calea asta spirituală. Evident că la nivelul lui. Una este când ai un grad 1, 2, 3, alta este când ești maestru și alta este când ai N sistem. Fiecare are încercările nivelului lui spiritual. Da? Evident că pe măsură ce crește puterea unui om, puterea spirituală a unui om, îți dai seama de calitatea lui. Pentru că, cu adevărat, nu te arăți decât în momentul în care ai putere. Știți care e deosebirea între Dumnezeu și demon? Și Dumnezeu poate să facă rău. Dar El alege să nu-L facă. Pe când ăla nu poate să facă decât rău, pentru că așa vrea El. Și atunci, asta face diferența între oameni. Puterea de a face rău și alegerea de a nu face. Indiferent de motivație. Evident că o să creșteți. Evident că o să învățați multe. Și bine, și bune, și rele. Dar de voi depinde să alegeți și să faceți ceea ce trebuie. Nimeni nu o să aleagă pentru voi. Decât dacă îi dați voi, da?
votați pe nu știu cine. Dar în lumea spirituală, cu voi vă alegeți calea. Nu eu, nu ați face. În altă linie de idei. Numai Dumnezeu e cu voi tot timpul. Niciun maestru nu poate să fie aproape de voi. Tot timpul. Niciun sfânt nu poate să fie lângă voi tot timpul. Singurul care poate să fie lângă voi tot timpul este Dumnezeu și Îngerul vostru Păzitor. Sau Îngerii voștri Păzitori. Și atunci, după aceștia mă bazez. Restul, maestrii, ce vreți voi? Preot, duhovnici. Ocazional. Punctual în viața voastră. Dar voi, tot voi și cu Dumnezeu sunteți. N-am de unde să știu ce se întâmplă în mințile voastre. N-am de unde să știu ce se întâmplă în casele voastre. Că n-am cum. Eu nu am cum să am grijă de ai mei. Dar pe de toți oamenii care vin la mine. Mie mi-e drag când vine cineva, zice Domnul, la mea noastră. Păi spuneți ce doriți. Oricum știți. Mă, eu nu știu. Nu mai prezumați că aș ști. Nu știu. Și sincer, nici nu mă interesează foarte mult. Eu când am închis ușa de la cabinet, am uitat. Dar nu să mă plimb cu ele după mine. Înțelegeți? Nu mai presupuneți că oamenii știu. Și chiar cei înduhovniciți, preoții aia care îți spun de ce te-ai dus la ei, le spun îngerii, vezi că vine ăla. Dar în niciun caz nu știe el că știe el. Hai, cum? N-are creierul ăsta de acasă decât unul. Nu prinde decât un post. Pentru că dacă ar prinde mai multe, n-ai mai ști ce se întâmplă. Și atunci, lăsați asta. Și înțelegeți de ce și cum poate să știe un om ceva. În altă linie de idei. Mă, credință vorbă e pe tot. Nu. Să știți că apostolii aveau cunoaștere spirituală. Spre asta se tinde acum. Eu încercam să înțeleg de ce. Păi foarte simplu. Voi ce ați vrea să aveți? Niște roboței pe lângă voi? Sau niște oameni cu care puteți să vorbiți și cu care să vă puteți sfătui? Și atunci, asta e diferența între credința oarbă și cunoașterea spirituală. Da, era drăguț la Nicola. Băi, dar să mă ierte Dumnezeu, ați văzut băbuțele aia mergând în genunchi și pe pate? Da, e credință mare. Foarte bine. Da, credeți că știe vreuna cam ce ar putea fi făcut într-o anumită situație? Corect. Credința asta oamenilor dă o anumită putere acestui popor. Știți? Că puterea unui popor se bazează pe patru lucruri. Pe credința celor credincioși, pe puterea, pe curajul celor. Mă refer armată, poliție și mai știu ce, și pe dreptate. Pe justiție și pe bani. Astea sunt puterile. Mă rog, și mai presa de la noi. Astea sunt puterile. Deci e importantă și credința asta oară. Dar pentru numele Dumnezeu, vă dau un exemplu, poate nu cel mai bun. Dacă ai o armată formată din țesători și cizmari, ce vreți voi? Deci că are vreo importanță? Adică are vreo putere în fața unei armate regulate? Asta e deosebire între cunoaștere spirituală și credință. Perfect. Credință. E absolut adevărat. Îmi dădeam un exemplu că la un moment dat a venit la mine un tip care făcea radiestezie. Și zicea, am venit. Nu știu de ce am venit. Mă rog, îl trimisese Dumnezeu. Nici el nu știa, pentru că eu oricum eram o persoană nu grată la radiestezie. Și el oricum avea valori mai bune decât mine. Și zic, băi, nu știu, hai că descoperim împreună de ce te-a trimis el. Și el mă sor, da, valori, bă, ai valori bune.
bun simț, toate alea, orgoliu, nu. Curățenie, lumină interioară, bune. Și zic, ia să văd câți ghize ai tu. La grad 9. Zic, 80. Și m-am apucat. Ce tot de ce râzi? Păi zic, acum înțeleg de ce a trimis șef. Ce? Păi zic, ai cunoaștere și n-ai putere. Păi cum? Păi zic, sunt sisteme care dau N ghizi. Păi zic, n-ai nicio șansă cu toată cunoașterea ta în fața unui om ca asta. Și ăștia sunt oameni care vin să ne cadărească. Da? Vă dați seama că dacă vine unul care are fără număr și sunt puțini care să-i facă față. Mă rog că sunt și pe aici. Câțiva. Unu, doi, trei. În altul e o idee. Văd pe unii care fac inițiere. Știți? Și este un orgoliu prin care am trecut și eu. Doamne, și au 8 ghizi. Și ei sunt terapeuți. Și mi-a luat-o și odată de la o soaică, care că și-a trimis ghizi ei peste cabinetul meu. Era cabinetul meu îmbrăcat în ghizi. Atâția avea. Bine, am mai crescut între timp. Dar încerc să vă explic că, indiferent câți ghizi aveți voi, există întotdeauna un pește mai mare. Și indiferent cât de buni sunteți, orice naște și are nașul. Și, Doamne, Doamne, e drăguț. Și ne ferește de orgolii. Și într-o seară, cum ne aveam eu somn, mă uitam pe Animal Planet. Și am văzut un leu omorât de câini în deșertul. Bă, a omorât el, nu știu cât, 10. Dar după aia l-au mâncat. Așa că, indiferent cât ești de leu, când ești singur, s-ar putea să te mănânce câinii. Așa că vedeți-vă de treaba voastră. Faptul că faceți inițiere pe Reiki, gradul 1, 2 sau 3. Și nici mai departe. Nu vă face. De neoprit în calea voastră spirituală. Reiki-ul ăsta se poate aplica în orice meserie. De ce? Pentru că ghizii sunt specializați. Nu toți trebuie să facă terapie. Sunt unii care scriu. Există niște îngeri specializați în așa ceva. Sunt oameni care fac artă, sunt oameni care fac absolut orice. Că e școală, că e contabilitate, că e mecanică. Există ghizi specializați în absolut orice lucru și care te pot ajuta în profesia ta. Asta e avantajul. Asta nu înseamnă că toți de aici vor trebui să fie terapeuți. Și nici nu vă sfătuiesc. Dacă mă întrebați pe mine care ar fi cea mai bună cale să evoluați, ar fi a următoare. Vedeți-vă de meseria voastră, care poate să nu aibă nicio legătură cu terapia. Și după aia mergeți și faceți terapie benevol. Dacă ar fi să sfătuiesc pe cineva, i-ar spune, băi, să nu-ți faci niciodată meserie din terapie. Că nu e drăguț. Indiferent. Indiferent cât. Nu. Cel mai important este să vă ocupați de oameni. Dar dacă puteți să vă ocupați de oameni, fără să fiți plătiți prin asta, faceți-o. De ce? De aia. Pentru că în momentul în care faci terapia ca pe o meserie, automat preiei. Pe când dacă fac terapia ca pe un hobby sau pentru că vreau să ajut oameni, pot să știu, mă bag, mă bag. Nu sunt obligat să mă bag. Și atunci cresc fără să mă încarc cu toate poveile celorlalți. Da? Pentru că a fi terapeut înseamnă să port poveile celorlalți. Păi. În practica voastră o să întâlniți multe. Și o să aveți nevoie. Cel mai important lucru este să faceți parte dintr-un colectiv. De ce? Pentru simplu motiv că întotdeauna un grup este mai greu de înfrânt decât un individ.
Eu am avut orgolii de-astea că să arăt că sunt cel mai bun, că să arăt că fac singur, mă rog. Dar, la un moment dat, îți ajunge și îți dai seama că nu merge. Și atunci e foarte important să faceți parte dintr-un grup care să fie unit și care să creșteți. E greu de găsit și e greu de... Dar, până la urmă, astea sunt compatibilități. E foarte important să vă susțineți unii pe alții. Eu mă rog pentru tine, tu mă rog, te rogi pentru mine, eu îți trimit ție lumină când ai nevoie, tu îmi trimiți mie lumină când ai nevoie și tot așa. Nu se poate face altfel. De ce? De-aia, pentru că răul e un pic mai bătrân decât voi. Răul fiind un pic mai bătrân decât voi, vă poate păcăli oricând, pentru că el are experiență. Și atunci, singura modalitate prin care aș putea să trec peste el, este ajutorul de la alții. Învățați-vă să vă folosiți de lumea de dincolo. E paradoxal, dar lumea de dincolo te poate ajuta foarte mult. Aveți strămoșii voștri. Folosiți-vă de ei. Și ei să folosesc de voi. Puteți să-i ajutați și voi pe ei, pot să vă ajute și ei pe voi. Simplu fapt de a da liturghii. Mă rog, în Ortodoxie, pomeni, etc. Îi ajută. Ajutându-i, automat o să vă ajute și ei. În Reiki se dă lumină strămoșilor sau persoanelor care au murit. Ajutându-i, o să vă ajute și ei. Deci, să știți că șansa mea cea mare este că am înțeles treaba asta. Și atunci când, poate că n-avem eu foarte mulți prieteni în lumea materială, am avut foarte mulți prieteni în partea cealaltă. Și aia te ajută. Și aia văd ce se poate întâmpla. Dacă nu te ajută, înseamnă că n-au voie. Și asta, da. Și singurul motiv pentru care n-au voie este dacă e de la Dumnezeu. Deci dacă e să pleci tai-tai, nu te mai ajută nimeni. Dom'le, dacă ești pe pământ, lumea de dincolo te poate ajuta. Și prin Reiki o să învățați să dați lumină strămoșilor voștri, oamenilor care au plecat, rudelor voastre, prietenilor care au murit, automat ăștia vă pot ajuta. Plus că există oameni și șansa mea a fost că am putut să văd, să urmăresc oamenii de când au venit la mine, după ce au murit și până la an de după ce au murit. Să văd cum cresc. Și întâmplarea face că aici sunt câțiva elevi de-ai mei care au trecut în partea cealaltă și care m-au surprins, unii dintre ei, pentru că în momentul în care au murit nu mă așteptam să fie acolo unde i-am găsit, adică la nivelul ăla. Adică, de exemplu, Dan Gorodkov era un tip care îmi făcea mie cursurile pentru când plecam în țară. Venea, nu-l vedeam, venea, lua sacoșa cu ce aveam eu, foi, CD-ul și mai știu eu ce, dispărea, venea înapoi, mergeam mai departe. Când l-am văzut ultima oară, ne-am întâlnit, el se ducea, mă rog, spre casa lui de undeva spre Brașov. Și mă duceam la curs la Cluj. Nu, la Oradea. Ne-am întâlnit, m-a miruit, el, zicea, păi, zicea, am primit un mir special, e făcut din esență de ment, de schidea al treilea ochi. M-a miruit, și a fost ultima oară când am văzut. Și când a murit, descoper că el era deja după, dincolo de un cel 8. Și nici măcar nu mă duse în seamă. Venea la cursurile mele și la cursuri eu credeam că doar. Și el, pa. Tai, tai. Ce? Și el va da. N-a știut nimeni la ce nivel a ajuns. Când am ajuns la el la mormântare, eram, am zis, la Oradea, am făcut 6 ore de la Oradea până în București ca să ajung la cimitir.
mă rog, erau mai multe persoane acolo și printre care și Teo Vasile, care Teo Vasile zice, este elev al tău? Zic, da. Zice, bombă. Zic, clar. De ce? Pentru simplu motiv că în momentul în care au vrut să-l înmormânteze și l-au scos din capelă, în loc să-l ducă ca pe oamenii simpli la cimitir, l-au dus ca pe preoți. Știți că există un ritual. Și n-au putut să-l ducă ca pe oamenii simpli, l-au dus ca pe preoți. Nu se ducea, deci nu mergea să-l ducă. Coșciugul. Da. Și nu numai el. Mulți alții. Mulți alții care au crescut și care de dincolo veniază asupra voastră. Pe el o să-l mai întâlniți când faceți curățări de case și se fac exorcizări de chestii așa mai adânci, atunci apare și Dan Corotcov. Sunt mulți. Dincolo. Care au rămas să ne ajute. Și care o să vă ajute în evoluția voastră spirituală. E o legătură personală mai apropiată așa am cu Ciprian, Sfântul Ciprian, cu Sfântul Mina, cu Sfântul Nicolae, cu Sfântul Spiridon și mai sunt câteva. Dar ăștia sunt mai, mă rog, hai să zicem că pe noi ne interesează oamenii și nu dogmele. Cel mai important lucru în evoluția spirituală a voastră este relația personală cu Dumnezeu. Și când mă refer la relația voastră personală cu Dumnezeu, ține Mântuitorul un lucru foarte drăguț. Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, se mântuie, ci cel care face voia Tatălui meu. De asta eu recomand tuturor radiestezia. Pentru că în radiestezie înveți să faci voia lui Dumnezeu. Sau măcar să măsori voia lui Dumnezeu. Că se poate modifica, că se poate influența de la distanță. Am avut discuția asta cu Doamne, 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 și i-am zis, bine, dar ce te faci în momentul în care sunt oameni care pot să se conecteze la centrii tăi superiori și să-ți dea niște informații ca și cum ar fi de la Dumnezeu. Și Doamne, Doamne, mi-a zis, zice, nimeni nu se poate conecta acolo fără voia mea. Așa că tu fă ce mergi. Nu vă mai... Cum să spun eu? Nu vă mai opriți din loc dacă ați greșit. Domnul a făcut o prostie. Mergeți mai departe. La un moment dat a făcut o tâmpenie de aia ca lumea, de tot. Destul de ca lumea să pot să mor din ea. Deci nu îi dușim. Și era la Părintele Argat, la masă, era foarte supărat pe mine. Și la un moment dat îmi zice, mă rog, se gândea și îmi spune, îmi zice, așa e și copilul lui. Zice, cade, se lovește, plânge, dar după aia se ridică și merge mai departe. Nu rămâneți cantonați în deșert. Și mai ales nu rămâneți cantonați. De ce? Cu adevărat, unde ai greșit, nu-ți dai seama decât după ce ieși dintr-o tâmpenie. Pentru că atunci e dimensiunea gropii în care ai căzut. Și atunci, faceți-vă un program care să vă facă să creșteți din punct de vedere spiritual. Că ține de cursuri, de terapie, de inițieri, de seminarii, de... Fiți așa ca trenul pe calea voastră spirituală și chiar dacă faceți o tâmpenie, mergeți mai departe. Sfântul Nicolae a fost drăguț. Eu am o relație cu Sfântul Nicolae. Asta este de la partea de schizo, da? Și îmi zice Sfântul, îmi plac ucenicii tăi. Zic, dar de ce? Bă, cad, se ridică, merg, iar cad, iar se ridică, iar merg. Problema era o cădere, căderea era o problemă la creștini. Dar ziceai tăi, sunt ca tren. Și așa vă sfătuiesc să fiți. Ca tren. Lăsați ce zic ceilalți, ce zic aia. Lăsați
cum să vă zic eu, autoflagelările. Făcând bine, puteți să plătiți ceea ce ați făcut rău. Făcând bine, aveți aurul spiritual să plătiți ce aveți rău. Da? Asta nu înseamnă că trebuie să rănesc totul în jur. Doamne, dacă se întâmplă, nu sunt constrâng decât. Merg mai departe. Merg mai departe și îmi văd de ceea ce am de făcut. Schimb pe parcurs. Schimb. Schimb în mine. Nu mă opresc. În altă linie de idei. Nu vă mai lăsați opriți în drum, din drum de oameni. De cei din jur. Eu am fost în râcă și cu mama, și cu tata, și cu toată familia mea, și cu doctorii de la spital, și cu toată lumea. Și s-a dovedit că am avut dreptate. La un moment dat am fost în râcă cu tot cerul. Când de ce fac un anumit lucru. S-a dovedit că aveam dreptate. Nu? În perspectivă. De ce? Pentru că, mă rog, cerul are limita binelui. Nu înțeleg că un lucru poate să fie folosit în bine. Asta e altă problemă. Dar eu sunt de la care analizez. Trebuie să dau soluție. Trebuie. Nu trebuie nimic. Nimic nu trebuie. Ci că decât să murim. Așa zicea un bătrân. Restul sunt opționale. Reikiul ăsta vă deschide o poartă. Vă dă creionul, stilou în mână și hârtie. Ce faceți voi cu ele? Aici intervine liberul vostru arbitru. Am și eu o chestie pe care o remarc acestui popor. Lucru pe care eu nu l-am făcut. Deci nu știu, dar este specifică poporului român. Voi nu știți să vă prețuiți înainte mergători. Nu știți să vă prețuiți maestri. Nu știți să vă prețuiți învățători. Bă, învățătorul ăla din clasa 1, care ți-a pus stilou în mână. Este o chestie specifică acestui popor. N-are importanță dacă aș deveni mai bun decât maestrul meu. Rămâne maestrul meu. Asta nu înseamnă că o să fac ce vrea el. O să fac ce cred eu că este bine. E altceva. Dar îl respect tocmai prin faptul că devin mai bun. Eu, deci, știți, nu înțeleg denigrarea unuia care te-a învățat ABC-ul. Eu nu înțeleg asta. Știți că am avut o doamnă. Doamna asta era supărată, îngrozitor. Mă rog, pe soțul ei care a părăsit-o. Ca toți băieții, da? Și a lăsat-o cu doi copii. Bun. Nu l-a putut să ierte, a făcut leucemie, a ajuns și pe la Don Juan de nu știu mai ce. Eu am făcut inițieri, trancolotcoterapie, tot așa am dus-o vreo 2 ani pe picioare. Și doamna asta, la un moment dat, copiii doamnei, pe mine, de unele lucruri. Și doamna asta care n-a făcut cine știe ce inițieri, a zis, bă, zice, vouă nu e voie rușine? Că dacă știți ceea ce știți acum este datorită, nu-mi simt. Asta e deosebit. Mă refer în mod special la mine. Să știți că mie mi se... Nici măcar. Dar vreau să spun ceva. Că măsura respectului pe care îl aveți voi față de cei care vă învață, vă dă măsura voastră. Eu m-am certat cu Cristen, dar respect. M-am certat cu comandorul, dar respect pentru ceea ce a făcut. Avem diferențe de astea spirituale, corect. Dar dacă eu descoper ceva, mă duc și le spun, băi, aveți grijă aici. Și dacă descoper ceva, îmi trimit. Asta e deosebire. Se numește respect. Învățați să respectați. Dacă vreți să fiți respectați. Învățați să respectați oamenii. Pe cei mai răi.
numai părți rele. Au și părți bune. Și nu poți să arunci copilul cu tocul lături. Și există șansa ca un om pe care tu îl judeci, la un moment dat, să ajungă mai departe decât tine. Tocmai pentru că l-ai desconsiderat. Și s-a pus. Deci oameni, și eu vă spun că am făcut aceeași greșeală. Am investit în unii în care credeam, voi și meu, cum să spun eu, am ieșit la suprafață alții în care nici măcar n-aș fi crezut că o să facă vreodată ceva. Pentru că noi judecăm uman. Nu avem dimensiunea lucrurilor, nu avem dimensiunea vieților unui om. Nu știm. Mi s-a întâmplat recunoștința e în floaie rară, dar mi s-a întâmplat să nu am așa o foarte mare, o foarte bună părere de un maestru de-al meu. Și dau exemplu pe tot timpul. Și într-o zi m-am luat cu mașina și am zis, doamnă, că mă vorbește și stă de rechi, tomul în cap. Și pe drum eram pentru mi-a explicat cum i-a schimbat lui viața, reichiul și apariția mea în viața lui. Ce a înțeles el? Cum era și cum a ajuns. În 2 ani de zile. Eram așa, eram așa, eram așa, eram așa. Acum am înțeles că astea sunt așa, așa, așa. Am făcut asta, asta, asta. Acum fac asta, asta, asta. Am înțeles că astea sunt... Fac așa. Într-un fel de urmă, să vă rog. Și am făcut o analiză, cum n-am văzut la psihanaliști. Și la ora care am venit cei mai buni maestri ai mei. Cum să zic eu? Nu e meritul meu. Să nu credeți că asta vreau să spun. Nu! În condițiile în care eu n-am investit în el mai mult decât în oricare din sală, el s-a dovedit a fi ok. Să țină Dumnezeu așa. Deci, revenind. Reichiul este o cale spirituală. Este o cale care să vă ajută. O cale care să vă ajute inclusiv ortodoxia. O cale să vă ajute să înțelegeți lumea spirituală. Să înțelegeți cerurile, să înțelegeți oamenii. O cale care să vă ajute să nu aveți niciun diferent cu nimeni. N-am de ce să mă cer cu cineva. Că e musulman, că e... Nu, eu am făcut din și pe musulman și pe toate națiile mamă. N-am de ce să mă cer cu ei. Nu am de ce. E același Dumnezeu. O să înțelegeți că oamenii care se ceară, de fapt, n-au înțeles ce e Dumnezeu. A, avem și noi ăștia, așa zis, și mai mari, problemele noastre de putere și de... Cum să vă zic eu? Nu de ego. Pentru că dacă vine peste tine, trebuie să faci ceva. Adică sunt unii care se consideră destul de mari încât pot să se ducă oriunde. Și nu înțeleg că te duci frumos la cineva acasă, dar respecti regulile casei alea. Da? Ceva de genul ăsta. Avem și noi problemele astea. Dar astea sunt la alt nivel și sunt gândite Dumnezeu ca formă de școală. Tot ce pot să spun este că dacă vă sfătuiesc să faceți ceva pe care are Reiki, este să aveți radiestezie, să știți ce înseamnă ortodoxie. Mă, am observat ceva. Voi nu știți Biblia. M-a rugat cineva să fac, dar nu vreți să faceți și niște cum se cheamă? Niște ore de nu de, cum e zis, mă? De catehism. Zic, asta mai lipsă. În rest, stăteam așa de liniștit. Și dintr-o dată, cred că ar trebui să faci niște ore de catehism ca să vă explic pildele.
pe copii. Eu n-am nicio problemă să... Bă, da, știi? O să rog Dumnezeu să-mi facă ziua de 30 de ore. Și o să fac și ore de catehism. Ce? 48. 48, da. Să facem și ore de catehism. Mă, catehismul se face acasă. Și vă spun cum se face. E foarte simplu. Vă duceți frumos la biserică, vă luați Noul Testament. Nici nu vă interesează altceva, deocamdată. Vă luați Noul Testament. Și din Noul Testament citiți Evangheliile. Și atât. Și luați de la început. Și citiți Evangheliile. Și luați de la început. Și de vreo 10 ori. După ce ați citit de 10 ori Evangheliile, putem să discutăm. Vorbesc foarte serios. De ce? O să vă rămână niște pilde în minte. O să aveți timp să le înțelegeți. În astea 10 ori, știți, de când citești de 10 ori, se întâmplă câte ceva. Și o să zici, a, vezi? E cam pilda aia. A, cu sămânța. A? Cu sămânța, cu corbul, care a venit și a luat corbul, sămânța și mărăcinii. Asta e ca mărăcinele, asta e ca și corbul. Mă rog, o să vedeți, o să vă găsiți analogii. Dar dacă nu o să citiți, nu o să găsiți niciun. O să mă întrebați, dar de ce vă trebuie? Foarte simplu. Pentru că la cât este Biblia asta, conține absolut tot ceea ce este necesar ca să găsiți o îndrumare pentru orice în viața voastră. O să înțelegi ce înseamnă să faci voia Dumnezeu. Păi când a început Noe să facă corabia, ce ziceau ceilalți de pe el, despre el? E nebun. Și a făcut-o. Fiecare cu corabia lui. Și altele. Până la urmă, nu are importanță ce cred ceilalți. Că mi-a luat carnetul de șoferi, bine, n-aveam carnetul. Mi-am luat un Subaru. Așa a fost. Mi l-am primit de... Mă rog, mi-a venit de Sfântul... De Sfântul Andrei. Și... Toată lumea a zis, atunci am nebunit. N-aveam carnet, dar aveam Subaru. De 280 de cai. Dar mai e mașina mea de raliu. După 7 ani. Așa are lui Dumnezeu. Toată lumea credea că sunt nebun. Da? Te spui, dacă nu stai cu plăcere. O să vedeți că sunt multe lucruri pe care o să le face și care par tuturor celorlalți de neînțeles. Nici măcar nu-i treaba voastră. Treaba voastră este să faceți ce aveți voi de făcut. Bine, acum să nu credeți că nu m-am consultat cu cineva și mi-a venit în minte și am făcut că ăștia cei mai periculoși. Îi vine în minte ceva și nu mai ascultă de nimeni. Ăștia ajung toți în ospiciu, vă spun eu. Te duci, mai întrebi, bă, uite ce mi-a venit în minte. Tu ce părere ai? Ăla zice așa. Mai măsoară și mie. Asta se numește smerenie. În momentul în care te smerești, în rău nu mai are ce să facă. Dacă eu întreba, bă, uite, eu nu prea am încredere în ce a venit. E o formă de smerenie. Și atunci îți pică fița dacă e o tâmpenie. Simplu fapt de a spune. Nici nu trebuie să spui la cine știe ce mai știu. Ești pe cuiva. Păi și mă rog, stai, auzi, uite ce mi-a făcut. Și ăla zice, ăsta e nebun. N-are importanță. Tu te-ai smerit. Vorbesc serios. De multe ori e bine ca unul care să nu înțeleagă nimic, știi? Nu folosești pe principiul oblinzii. O să faceți inițieri. O să mergeți la seminarii. Nu așteptați totul de la maestru. Să vă explice maestru. Nu. Ceea ce vă formează pe voi ca spirite este să învățați voi. Să înțelegeți voi. Dacă voi înțelegeți și aplicați, asta e cel mai important lucru. N-are nicio importanță dacă vă spune cineva și știți curentul transauricular.
orice înțelegeți voi, orice aplicați voi, este mai important decât orice vă spune oricine. Ceea ce vă formează pe voi ca spirit în perspectivă este propria experiență, propriile constatări, propriile descoperiri. Uite, eu am descoperit că nu ce spun eu sau alți maestri. Bun. Până la un nivel toți avem nevoie de îndrumare. Clar. Dom'le, dar nu lăsați asta să fiți ca niște oi. Eu am oroare de oi. Nu fiți oi. Sunteți oameni. Oameni presupune conștiință, rațiune, memorie, sentimente, instincte. Omul este un complex. Fiți, deci, oameni, nu oi. Scoateți-vă din cap asta că oile. Cu turmă. O să vedeți că dacă ați văzut toată o turmă, știți, te duci la gara și aștepți pe cineva, știi, și se dă lumea jos din tren. Și vezi că merge într-un sens. Ca o turmă, merge așa. Ei, dacă ai, vezi cum funcționează turma respectivă, știi pe unde să iei ca să-și șuntezi lucrurile. Nu mai fiți turmă. Nu mai mergeți fără să fiți conștient de voi înșivă. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le dobândiți în viața asta este conștiința de sine. Nu există, cum să vă zic eu, întoarcere la Dumnezeu care să fie completă, fără conștiință de sine. Și vă spun și de ce. Vouă v-ar place să aveți un iubit sau o iubită care stă cu voi pentru că? Sau vreți să stea pentru că vrea? Simte. Asta. Asta e relația cu Dumnezeu. Deci în relație cu Dumnezeu, care voi nu aveți conștiință de sine, sunteți ca niște roboții. Și atunci Dumnezeu apreciază ce? În momentul în care tu știi cine ești și alegi să fii cu El. Pentru că atunci o faci din iubire. Sau din rațiune. Dar o faci conștient de tine însuți. Și atunci, pe calea voastră spirituală trebuie să dobândiți conștiința de sine. Asta înseamnă ce calități, ce defecte, ce hobby-uri, ce, nu știu, dorințe, plăceri am eu. Da? Și astea le supun Divinității. Nu înseamnă că trebuie să ne coronăm cu toții, de mânuță, câte doi, către cer înainte mașină. Aia nu este evoluție spirituală. De asta evoluția spirituală se face la unii salturi, la unii treaptă cu treaptă. La unii cădeli, un căr cădeli. La fiecare individ este alt. De ce? Pentru că fiecare om este altfel. Bun. În încheiere. Reiki-ul vă poate ajuta indiferent ce faceți. Indiferent ce lucrați. Că sunteți profesori, că sunteți economiști, că sunteți ce sunteți voi acolo. Că sunteți medici. Vă poate ajuta în orice situație. Vă poate ajuta în absolut orice lucru. Că vă plănuiți o vacanță, că vă plănuiți viața de acum înainte. Puteți să vă trimiteți lumină vieții voastre de acum înainte. Oricum, ziua de astăzi reprezintă o cotitură în viața voastră. Ceva se schimbă. Da? Evident, spre bine. În sensul bine. Reiki-ul o să vă dea o să vă ofere și lucruri care nu o să vă placă. De ce? Dacă nu vă place adevărul, s-ar putea să aveți probleme. Dacă nu vă place adevărul relativ la propria persoană, s-ar putea să aveți probleme. Dacă nu vă place adevărul relativ la cei din jur, s-ar putea să aveți probleme. Dacă nu vă place, asta e. Nu întotdeauna adevărul este plăcut. Dar ăsta e. Cunoașterea înseamnă adevărul. Adevărul te eliberează de unele, de altele. Aceste une altele
sunt adânci, ascunse în noi. Iar Reiki-ul le scoate la suprafață. Gata? Noi trăim în niște scheme. Și la un moment dat o să descoperiți schemele în care trăim. Și poate că e bine să le descoperiți și să le anihilați. Să nu înseamnă că nu trecem. Trecem din schemă în schemă. Dar important este să știu cine sunt eu în schema asta. Și ce caut eu în schema asta. Și ce am eu de învățat din piesa asta. Din rolul ăsta, din scena asta. Eu, în clipa de față, sunt în rol de mentor. Ce am eu de învățat de aici? Nu știu dacă mă credeți. Eu aș prefera să fiu în locul vostru. Și mă duc la școală. Și eu. Nu vă spun încă unde. Dar o să mă duc și eu la școală. Pentru că mi-e drag să stau și eu jos. Și să-i las pe alții să se chine. Nu de asta. E pur și simplu că îmi doresc și eu să mai învăț ceva nou. Da? Revenind. Depinde de voi ce vreți să faceți mai departe. Depinde de voi cum folosiți cunoașterea și cum o accesați. Aveți acces la ea prin intermediul ghizilor, prin intermediul luminii, prin intermediul autotratamentului, prin intermediul maestrilor. Depinde de voi să îi folosiți, nu de altcineva. Da? Bun. Întrebări, dacă aveți. Astăzi o să facem, în principiu, inițiere de echipe 1, 2, 3. De ce 1, 2, 3? Pentru că inițierea pe Daikomyo la mai, simbolul de maestru de Reiki, este un simbol de cer 8. Pe când crucea este un simbol de cer 10. Și atunci, automat, voi sunteți inițiați ortodox și aveți crucea. Deci nu are rost să începeți cu 1, 2. Eu încep cu 1, 2 doar la cei care au probleme karmice mari. Da? Tocmai ca să nu intre bubuie. 2. Aveți cursurile filmate, sunt pe net. Aveți manevre, sunt filmate, sunt pe net. Aveți maestri care țin seminarii. Da? Să faceți practic. Eu fac inițieri pentru că voi nu ați înțeles că nu e important de la cine îți iei inițierea. Știți voi cum o cheamă pe maestra mea? Mă rog, câțiva. Știți voi cum îl cheamă pe preotul care l-a făcut, pe episcopul care l-a făcut preot, pe Arsenie Boca? Nu. Pe Arsenie Papacio? Nu. Deci important nu e episcopul care l-a uns preot, ci ce a făcut el cu preoția. Așa e și în Reiki. Important ce faceți voi cu Reiki-ul. Reiki-ul e minunat. Ceea ce faceți cu voi cu Reiki-ul este opțiunea voastră. Da? Și atunci, o să facem inițierile Reiki. Vă gândiți, dacă aveți ceva întrebări de pus. Și vedem. Eu am încercat să explic de ce este frumos și important Reiki-ul. Și ce accesează el. Puțină lume știe că prin Reiki poți să ai acces la Mântuitorul. Pentru că maestrii nu prea fac meditația pe simboluri. Puțin știu că prin Reiki poți să accesezi și poți să ai acces la Maica. Prin Karuna, da? Da, prin Reiki, la Mântuitor. Sunt metode prin care puteți să accesați entitățile divine și prin intermediul Reiki-ului.